Salut, eu sunt Alex Gheorghiu din Tecuci și în perioada 9-13 septembrie am fost la Iași pentru un curs de inspector resurse umane organizat de către ADV. Inițial am crezut că va fi încă un curs la care mă voi plictisi și că voi fi venit degeaba, eu având destul de multă experiență pe partea asta și am spus că well, ce mai putem afla nou, ce se mai poate face încât să fie ceva interesant. După câteva zile am fost surprins pentru că am aflat multe, foarte multe detalii birocratice de care trebuie să țin seama în activitatea pe care o să am, mai ales că voi lucra cu persoane cu dizabilități. Niște tone de documente, hârțogăraie, birocrație de care eu nu aveam habar și de care am aflat în cadrul acestui curs, foarte important pentru a putea să mă oferesc de eventuale amenzi, controale și alte neplăceri din cauza autorităților statului. Deci, din acest punct de vedere, am aflat informații relevante pe care le voi folosi din octombrie încolo, când voi începe efectiv activitatea pe întreprindere. Am ales să particip la cursul de resurse umane, organizat de ADV, pentru că eram foarte speriată că voi avea angajați și eram foarte panicată înainte să fac cursul, dar acum, după ce l-am finalizat, am mai multă încredere în mine și în viitor, în ceea ce se va întâmpla și abia aștept, acum că știu ce e de făcut. De câte ori venim o experiență frumoasă, ne îmbogățim cunoștințele. Primul curs a fost legat de partea de manager și cum vom implementa proiectele și întreprinderea socială. Iar acum, la cursurile de inspector de resurse umane, așa cum am zis, am completat aceste informații ca ulterior să ne ajute în desfășurarea proiectului. Deci este un curs care ne pregătește și pentru ceea ce avem de făcut la început, dar ne poate ajuta și pe viitor în condițiile în care vom avea creșterile pe care le preconizăm. Legat de formatori, noi ne mai cunoaștem, ne-am mai cunoscut cu Diana și cu Eugenia și din acest motiv ne simțim ca într-o familie, foarte deschiși, discuțiile sunt foarte interesante, e foarte interactiv, nu ne-am plictisit. Și cred că această relaxare pe care o avem față de formatori contribuie foarte mult la sedimentarea anumitor informații din cadrul acestui curs. Noi o să facem o întreprindere socială în zona Galați, în zona rurală a Galațului. Și partea aceasta de resurse umane fiind foarte vastă, orice informație este binevenită. O să ne ajute în gestionarea informațiilor, gestionarea relațiilor interumane, că și asta este o parte foarte importantă, având în vedere că or să fie și persoane cu dizabilități, persoane din grupurile vulnerabile și atunci lucrurile trebuie cumva gestionate din cele două perspective, legale, formale și umane, relaționale. Într-un cuvânt, un curs la care nu am venit cu așteptări foarte mari, dar care mi-a deschis ochii față de foarte multe aspecte și la care am plecat cu o agendă destul de plină de lucruri pe care trebuie să le fac și la care să am grijă în continuare. Mulțumesc ADV și să ne mai vedem! De acum cred că urmează doar să pun în practică ce am învățat.